doamna Eugenia, cred că vă dați seama, noi venim cu ocazia zilei de naștere. Din partea cuiva drag care și-a dorit în acest mod să vă spună la mulți ani. Mulțumim! Simpla întrebare, din partea cui poate fi? Copiii, nepoți, care au găzduit în casa asta, cred că toți au contribuit. Nu mai prietenim de-am? Prietenim, Iura cred că e mai la urmă, leacă. Știu eu că Iura, surpriză, nu prie. Îi călduți, îi călduți. La mine și-o trebuie și inițiativa trebuie și el, Sașa Nage. Inițiativa. Pe urmă, ei au contribuit toți împreună. Călduți. Eu știu că Sașa e cu surpriză, da. El așa Sașa, îmi face. Sașa, data asta, nu, cred, poate mai târziu, nu știu. Nu? Din Italia, da. O, italieni. Oi, Natasha. La și nu te aștept. Și nu te aștept așa la... Păi, Natasha a vorbit 10 ore azi cu dânsa. Dar cum așa? Mulțumim foarte. Dar ce trebuie să spun? Mă, mică, să ai surpriză și avea o lecție. Mulțumim. Mulțumim. Pentru cea mai scumpă. Mamă și bunică. Mai, mulțumim. Draga noastră mămică și bunicuță, fie ca această zi deosebită din viața ta și a tuturor să-ți aducă doar emoții pozitive și bună dispoziție. Îți mulțumim pentru nopțile nedormite, pentru grija necondiționată ce ne-o porți tuturor, pentru caracterul de fier și pentru motivația care ne-o insufli zi de zi. Îți dorim ca mâinile tale de aur și caracterul de platină să rămână mereu același, iar zâmbetul feieric să-ți devină cel mai frumos accesoriu. Chiar dacă inima ta îți este împietrită, iar zâmbetul acoperit de griji, noi ne rugăm să fii bine, să treci cu brio peste încercarea cruntă din viața dumitare. Să ne fii fericită, iar la întoarcere să fii mereu aceeași femeie tandră și plină de viață. Îngerul de sus să-ți poarte mereu de grijă și să te țină mulți ani alături de noi. Chiar dacă distanța ne împiedică să vă fim alături fizic, să știți cu inima și gândul nostru este mereu acasă lângă voi. Vă iubim și vă mulțumim pentru povața caldă. Cu dragoste și respect vă trimitem multe îmbrățișări din partea fiului Alexei, fiicei Natalia, ginerii Viorel, Nora Nicoleta, nepoții Vladislav, Alexandru, Iemi și Luis. Mulțumim foarte frumos! Vreau să le zic și ei sănători, să-i păzească Dumnezeu unde sunt ei. Și da, suntem cu gândul tot vremea la dânsi, cum și ei la noi. Și mulțumesc din suflet! Cu ziua de naștere, sănătate, bucurie și te rog, nu te rog, dar și stimate, de așa și apropiat. Să îi stimează în măsura aceea, că îi stimează în pichie. Mulțumesc! Vă cât s-a bat! Dei Dumnezeu! Hai strângi, lăsa de-a fost de flori! Da! Hai, mă aliniez aici! Hai, hai! Hai, aliniază! Mă aliniază! Așa! Azi și sănătoasă, frumoasă, grasă, cum să fie? Cum ești? E vreodată! Măi! Dar până noi... Dacă nu ești grasă, nu ești frumoasă. Mulțumim foarte mult! Mulțumim foarte mult! Serioasă viață! În loc de flori! Mulțumesc! E că pun eu făgin, m-am îmbrăcat și eu cu buzdani. Și asta o vrăbadă, mă gândesc la vârsta noastră, îi prind bine așa culoare. Îți doresc mult sănătate, voie bună, țin înconjurat tot timpul de persoane frumoase și într-un fel să mai... Parcă dacă n-am fost cei mai bună soră. No, m-am stăruit. Așa ceva nu e. M-am stăruit. Așa ceva cum n-aș, nu e. Soră e tot soră. Eu vreau să cred că am reușit să-i aduc pe italieni un pic mai aproape. Mulțumesc din suflet. Fost și cu Alexei, dar mi-a zis Nicoleta. Și în continuare vă urez Nicoleta în seara cât mai frumos. Alexei, să te felicite mai în seară. Zic, nu cumva aveți un plan. Nu, Doamne, noi avem bani. Cât mă da. Cât constă bani. Uf, mulțumesc! Da.